Cam din ce zone sunt jucătorii care activează acum pe piața de outdoor din România? În România nu există decât DeFi, care poate fi și este o companie multinacională. Este o companie care are preponderent rooftopuri și care o găsești în, în majoritatea Europei. Adică, rooftopuri însemnând? Rooftopurile sunt acele panouri mari montate pe blocuri sus. Le avem în piața Victoria, avem în piața Romană, sunt o grămadă de rooftopuri în, în București, în orașe. Și aceasta este o companie internațională. Aceasta este o companie internațională. Știu sigur că băieții din România se ocupă și felicitări, îmi place asta de mor, chiar și de businessurile din Polonia și din Italia lui Defi. În rest, toată lumea este locală. Deci toți marii jucători din outdoor, fie că vorbim de uh, digital, fie că vorbim de outdoor clasic, Țin de piața locală. Absolut, total de piața locală. Sunt antreprenori români, proporție 80-90%.